Am intrat în cartierul Shoba Heartland și acesta este unul dintre blocurile care au început, la care au început construcția. Se numește Shoba Heights. E chiar lângă școala Heartland. Vreau să filmez stadiul construcțiilor. Aici este Creek Vista și Creek Vista Grande. Sunt două dintre ansamblurile pe care le-am vândut în România. Waves Grande este deja gata. Waves este gata de mult. Și aceasta este școala internațională Heartland. Sunt două școli aici. Una este o școală britanică și cealaltă o școală britanică foarte renumită. Astea sunt Creek Vista și Creek Vista Grande. Toate blocurile sunt deja finalizate în zona aceasta. Iar în față este o altă școală internațională. Uitați, aici este Creek Vista. Aici e North London College School, a doua școală din cartier. Iar aici sunt alte blocuri care sunt deja finalizate, proiecte finalizate. Mai e și unul în construcție acolo în capăt. E Park Avenue, se numește acesta. A fost finalizat și el cu vreo 6 luni înainte de termen. Iar bloculețele micuțe din față, pe stânga, sunt blocurile Greens. Cele din față, ăsta este Waves, ăsta este Waves Grande. Invers. Ăsta este Waves în față aici și celălalt este Waves Grande. Ăsta Waves Grande este finalizat și el cu 6 luni înainte de termen. Aici sunt casele, e cartierul de case. Shoba Heartland Estate. Astea sunt deja finalizate de mult timp. Aici se intră, e închis cu barieră pentru cei care au vile. Și aici sunt blocurile Greens. Și acestea sunt deja locuite. Vedeți jos la parter sunt magazine, restaurante, policlinici. Aici în ăsta, în Waves, sunt blocurile noastre. Sunt apartamentele noastre. Și Waves Grande este acesta, o căruia îi fac acum recepția, tot așa cu vreo 6 luni înainte de termen. Ok, mergem înainte și aici o să vedem blocurile la care se lucrează. Sunt cele mari, Crest și Crest Grande, aici în față. Iar laguna este, se sapă, este pe partea înainte de blocul acela. Aici este Crest și Crest Grande. Sunt aici un ansamblu de 4 blocuri. Și uitați, au ridicat toată structura. Iar în față deja sunt puse și o parte dintre fațade. În continuare aici pe stânga sunt blocurile care se numesc Greens. Zona aceasta, la sensul giratoriu, se încheie cartierul. Se încheie cartierul Heartland. În partea aceea, în direcția aceea, la un kilometru, este Shoba One. Și în partea tot aceea încolo, în direcția aia, este celălalt cartier, Heartland 2. Uitați Burj Khalifa, se vede de aici. Și încolo, în direcția aceea, este rezervația Ras Al Khor.
Cam asta este stadiul construcției. Astăzi suntem în februarie, pe cât, Alex? Suntem pe 14 februarie 2024.